domnule președinte de ședință. România este singura țară din Europa care a acceptat amplasarea pe teritoriul său a mini-reactoarelor nucleare. Proiectul de design, adică desen pe calculator al companiei americane, a fost certificat în Statele Unite în ianuarie 2023, cu numai puțin de 17 derogări de la reguli. Nu există încă un prototip construit pentru aceste mini-reactoare. Ni se spune că în România, adică românii, vor fi împrumutați de către băncile americane cu, pentru început, 4 miliarde de dolari, pentru ca să plătim pentru aceste mini-reactoare, tot firme americane, și să fim țară de test pentru ele. Domnule Iohannis și domnule prim-ministru Ciucă, vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări. De ce s-a ales Doiceștiul pentru a plasa pentru acestor mini-reactoare? Unde este studiul de fezabilitate pentru alegerea acestui amplasament? Amplasamentul de la Doicești nu aparține statului român. A fost vândut de către statul român și aparține acum unei firme private, Nova Power and Gas. Cum se poate ca o investiție de peste 9 miliarde de dolari să fie amplasată pe proprietate privată? Cum a ajuns Nova Power and Gas să dețină 50% din acțiunile RoPower, compania nucleară electrică? Nova Power and Gas va contribui cu 50% din costurile de investiții pentru aceste mini-reactoare? Cum a ajuns o firmă privată care nu are nicio experiență în construcția, dezvoltarea și operarea unei centrale nucleare să fie beneficiara uneia dintre cele mai mari investiții ale statului român? Care este motivația logică pentru care ne angajăm să plătim 9,3 miliarde de dolari, care este suma acum estimată și crește în fiecare lună, pentru 462 de megawați capacitate instalată, când am putea cu aceiași bani să construim de 4 ori capacitate în centrale nucleare clasice, precum cele de la Cernavodă, care le știm, le operăm și sunt destul de sigure? De ce trebuie să se împrumute românii și generațiile viitoare atât de mulți bani pentru un tip de energie de care nu avem nevoie? Pentru că România are alte surse de energie, mult mai ieftine, care ne-ar da un avantaj competitiv extraordinar pentru ca firmele străine să vină și să investească în România. Ce garanții am primit de la partea americană dacă se întâmplă un dezastru nuclear în România? Cerem ca organele abilitate să investigheze această firmă privată care deține 50% din acțiunile RoPower. Cum a ajuns ea să dețină 50% dintr-o investiție a statului român? Mulțumesc mult!